I can feel the blood creeping up from the heathens God. Will got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. I spit so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in faith, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling up. I ain't gonna give up. Bună, Cristian, felicitări pentru victoria de astăzi. Poate puțin credeau că o să-l învingi pe Romeo, care este un adversar destul de puternic și a fost un adversar puternic. Da, îți mulțumesc mult, Leto, pentru toate cuvintele astea. Într-adevăr, consider că foarte puține persoane au crezut în mine că pot să-l bat pe Romeo. Sunt mândru de mine, sunt mândru că am avut inimă. Sunt mândru că am avut puterea să, după ce am încasat 2-3 lovituri foarte puternice ale lui, am avut tăria să continui și să încerc și eu să îi dau 2-3 lovituri. Sunt mândru de mine pentru această seară și îi datorez într-adevăr acest câștig și atitudinea pe care am avut-o celor două persoane care m-au antrenat. Ori eu, ori el. Așa a intrat în cușcă. Da, ori eu, ori el. Am știut că în momentul în care intru în cușcă trebuie să fiu hotărât și am știut că dacă reușesc să trec de prima repriză, cele mai mari șanse de victorie sunt ale mele. Așa ți-au zis și antrenorii tăi. Cine sunt persoanele care te-au adus aici să fii învingător în lupta aceasta? Una dintre persoane este Emanuel Ciuta. Iar cea de-a doua persoană este Florin Mineru Junior, care este campion mondial la MMA. Iar Manu, cel care m-a inițiat în acest sport, să zic așa, este persoana care l-a pus pe Ion Ironucescu. Este o persoană foarte, foarte bună și foarte călită. Ieri sunt persoanele care au avut grijă de mine și sunt mândru de mine, mai mult decât victoria asta, de faptul că am reușit să îmi schimb atitudinea și N-am dat în spate, ceea ce poate acum câteva luni aș fi făcut lucrul ăsta, aș fi dat în spate. De ce să dai în spate, Romeo? Spunea că a fost primul care a avut încredere în tine și ți-a spus că trebuie să ai încredere în tine și că poți să faci foarte multe lucruri. Da, nu știu, Romeo este o persoană pe care, așa cum știți, toți la emisiune acolo au avut un pic frica lui. Eu pot spune că n-am avut frica lui, dar l-am crezut mai puternic decât mine, dar prin puterea mea de a manageria gândirea și toate acțiunile, am reușit, pot spune, să câștig această luptă. Nu pot spune că l-am dovedit, a fost o luptă foarte frumoasă, o luptă crâncenă, sincer să spun, nu știu, nu realizez cât de repede s-a terminat și da, am câștigat și asta este cel mai important pentru psihicul meu. El spunea că nu a mai avut condiție fizică pentru a treia repriză, tu spui că nu știi când s-a terminat meciul.
Da, așa cum a spus și el, nu s-a antrenat foarte mult, dar diferența dintre noi doi a fost că el a avut bagajul ăsta de cunoștință al luptei. Pentru mine a fost prima dată când chiar pot spune că m-am bătut, pentru că așa cum am mai spus și la emisiunea Puterea Dragostei, nu m-am bătut niciodată, nu am fost pentru, dar cred că îți place. Cred că îmi place să mă bat și cred că pot să fac chestia asta în continuare. Dar într-adevăr, mai important este faptul că n-am dat în spate. Am avut un moment când mi-a dat, nu știu, în prima repriză, când mi-a dat câteva lovituri, le-am simțit bine, rău de tot. Dar, așa cum am spus și în interviu, am primit lovituri și mai grele și le-am dus. Să înțeleg că l-ai bătut mai mult cu mintea, pentru că ai încercat foarte mult să treci peste momentele dificile de la pumnii încasați de la Romeo. Da, am trecut peste momentele alea dificile și vreau să mulțumesc la trei persoane care au venit, sunt trei prieteni de-ai mei. Unul este Eduard, care e aici lângă noi, Lovin și cu Andrei, care sunt prietenii mei foarte buni, și nu în ultimul rând și Lumirica, care tot așa, pentru cine știe, a fost la comanda la mine. Este foarte important că am câștigat. Felicitări și să ne revedem în ring. Îți mulțumesc și eu pentru aceste cuvinte. Da, într-adevăr, am prima experiență. Am văzut cum este să fii în cușcă. Mă bucur că am putut să-mi înving fricile și aștept alți adversari de-a lungul timpului. Mulțumesc mult de tot, Cornelia, vă pup și vă iubesc atât pe tine cât și pe toți care se uită la noi. Vă iubesc rău de tot, Marinescu is back! Bună seara, Romeo, te felicit pentru meciul pe care l-ai avut cu Cristian Marinescu. A fost o partidă destul de disputată, adică nu se poate spune că unul a avut un avantaj mai mare decât celălalt. Însă, până la urmă, oboseala poate și-a spus cuvântul. Da, bună seara, așa este. Eu am spus întotdeauna că Marinescu e un sportiv, e un bărbat care poate, doar că el n-a crezut în el. În seara asta a dovedit-o, mă bucur pentru el. Nu vreau să-mi caut scuze, dar după cum s-a văzut, eu n-am avut condiție fizică deloc. Pentru că nu m-am antrenat, ce drept este vina mea, am fost plecat și în Italia în vacanță, m-am întors. În prima zi de antrenament m-am accidentat, la picior foarte rău și deși am intrat așa. Nu vreau să-mi scau scuze, a fost mai bun, n-am fost destul de pregătit și bravo lui. Așa, puteai să renunți la lupta asta dacă aveai această accidentare la picior, dar ți s-a părut o lașitate să faci asta? Da, nu am vrut să renunț, am vrut să intru, așa am zis ce-o fi, o fi și... Chiar și așa, cu accidentarea asta voiam să dovedesc că se poate. Dar cum am zis, s-a văzut că n-am avut condiție fizică, mi-asum chestia asta. Și în plus a pus pe umerii mei și această accidentare în care efectiv mai puteam să calc pe picior. Nu, n-am mai putut să calc pe picior. Condiția fizică și multe altele au contribuit la pierderea mea, ca să zic așa. Dar a fost un meci bun, mă bucur că l-am dus până la capăt și n-am renunțat. A treia repriză ți s-a părut foarte grea pentru tine, foarte complicată, mai puteai să mai stai pe ring? A treia repriză a fost cea mai grea și am vrut să renunț, dar n-am făcut-o. Am vrut la un moment dat chiar să renunț pentru că efectiv mi s-a tăiat gazul și nu mai puteam. Și după cum se vede, nu știu, la antrenamente am dus 15 reprize în picioare, dar aici s-a văzut că presiunea a pus pe umerii mei și nu am reușit să câștig acest meci. Asta este. Așa e, voi ați avut o dispută din cauza unei femei, fosta iubită a lui Cristian Marinescu, Maria, s-a sărutat cu tine și de atunci au fost mari discuții între voi. Ați considerat că cel mai bine ar fi să intrați în ring și să vă rezolvați problemele. Acesta este adevărul? Printre altele, da, și acesta este adevărul, care cumva ne-a făcut pe noi să ne separăm ca și amici, ca și prieteni, de acolo a pornit conflictul. Și cred că în seara asta s-a încheiat în ring această dispută pe care am avut-o. Deci erați prieteni în prima fază? În prima fază, în emisiune, da, pot să spun că am fost prieteni. Mai mult decât amici, prieteni chiar. Dar femeile întotdeauna bagă ele așa un măr al discordiei între bărbați. Da, femeile, pentru femei s-au dus cele mai mari războaie. Dar cine știe puțină istorie cunoaște asta. Așa e, până la urmă așa se întâmplă lucrurile, dar important este că a fost o luptă frumoasă, o luptă în care s-a
văzut și partea asta masculină a voastră, a fost main eventul serii și toată lumea se aștepta ca pentru a face, să vă vadă în ring, să faceți un meci frumos. Da, și eu zic că am făcut destul de frumos, atât cât s-a putut la nivelul nostru, pentru că suntem atât eu cât și el suntem amatori. Eu chiar dacă am făcut sport înainte de 10 ani, 12, chiar n-am mai practicat deloc, în afară de fitness. Și asta s-a văzut. Din păcate s-a văzut în ring, la condiția fizică, în primul rând. Ce ai făcut înainte de acest meci? Cum a fost ziua de dinainte de meci? Că n-am făcut mare lucru. Greșeala mea, încă una dintre greșeli a fost că n-am mâncat și am mâncat înainte cu 2 ore, cred, de meci. Pentru că efectiv nu mai rezistam. Și asta s-a văzut în meci. Lucrurile astea chiar nu se fac. Da. Lucrurile astea nu se fac, dar am greșit. Nu sunt profesionist nici eu, n-am știut cum să gestionez foarte bine situația. Dar a fost un meci frumos și îl felicit pe Marnescu că a dovedit că e bărbat, în sfârșit. Ce vrea să-i spui, a dovedit că este bărbat, în sfârșit? Păi, de foarte multe ori nu credea în el, cum a spus-o și el. Nimeni nu credea în el, dar eu încă de la început, când a acceptat acest meci cu mine, eu am crezut, cred că a fost primul care a crezut în el și am zis, bă, frate, poți. Crede-mă că poți să mă și bați, dacă tu îți dorești asta și timpul ăsta, o să poți să mă bați. Și uite că a făcut-o. Și uite că a făcut-o, e adevărat. Te vei mai întoarce în ring? Cu siguranță da, când voi fi destul de pregătit, o să vreau să mă întorc. Pentru că vreau să dovedesc că nu sunt doar atât.